În Marcu 11, cu versetul 26, este scris: Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Contextul iertării este așezat diferit în Evanghelia lui Marcu față de Evanghelia lui Matei. Matei vorbește despre iertarea semenului, arătând primejdea în care te afli dacă nu ierți cu aceeași măsură cu care tu ai fost iertat. Poate fi anulată iertarea și se reactivează condamnarea primită. Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Marcu arată dificultățile cauzate faptului că nu ierți. El sugerează secretul neputinței creștine, a slăbiciunii în fața dificultăților care se pot transforma în munți. Uimiți de efectul rapid și total al cuvintelor Domnului Iisus adresate unui smochin înșelător, ucenicii reacționează ca și când nu văzuseră o altă minune până atunci. Domnul folosește momentul lor de uimire prezentându-le situații mai dificile decât un smochin înșelător, munții, obstacole în fața cărora, aparent, nu ai posibilități de rezolvare. Credința doar îi poate mișca. Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. Domnul Iisus vorbește despre credință și rugăciune, elemente necesare în rezolvarea celor mai mari dificultăți. Sunt acestea de ajuns? Dacă da, atunci de ce nu este viața unui credincios senină, liniștită și fericită? Credința și rugăciunea, deși Domnul Iisus ne atrage atenția că acestea sunt cele mai active, ele pot să fie blocate de iertare. Credința și rugăciunea primesc răspuns doar atunci când în ele este adăugat un ingredient aparent neglijat, pe lângă care trecem destul de grăbiți și deseori nepăsători: iertarea semenului. Chiar și închinarea poate fi primită sau respinsă datorită faptului că ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. Lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Poate cineva întreabă, ce rost are relația pe care o am cu un om atunci când eu vorbesc cu Dumnezeu? Care este interesul lui Dumnezeu să știe cum este relația mea cu aproapele meu, dacă eu mă rog, citesc Biblia, vin la biserică și sunt un om credincios? Ai mai păstra legătura cu un prieten dacă el te-ar aprecia după cum te porți cu altul? Când te rogi pentru tine, deseori tu îi ceri Domnului ceva. Pentru casa ta, pentru sufletul tău, pentru familia ta. Oriunde te duci să primești ceva sau să cumperi ceva, pregătești și mijlocul cu care să-l transporți, să-l aduci acasă. Un vas, o sacoșă, o măsură potrivită cu ceea ce vrei să primești sau să cumperi. Măsura în care vrei ca Domnul să-ți dea ceea ce îi ceri lui este aceeași măsură pe care trebuie să o folosești și atunci când trebuie să-i dai semenului tău când îți cere. Atunci când îi ceri Domnului ceva, mai ales iertare pentru păcate, trebuie ca El, atunci când îți dă iertarea, măsura ta să fie goală. Dacă măsura aceasta este plină, înseamnă că nu i-ai dat-o semenului tău care ți-a greșit și ți-a cerut iertare. În ce vei primi ceea ce îi ceri lui Dumnezeu? El nu poate să-ți dea pentru că s-ar risipi. Nu mai încape în măsură, în măsura ta plină. Trebuie golită. Vrei să fii iertat? Atunci iartă așa cum vrei să fii tu iertat. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce ține cont Dumnezeu de iertarea mea față de aproapele meu? Domnul Iisus a zis,
ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Atunci când trebuie să iertăm pe cineva, este bine dacă ne-am aminti cum ne-a tratat Dumnezeu pe noi în împrejurări în care am greșit, conștient sau din neatenție. Cum ne-ar plăcea să ne trateze alții pe noi dacă am fi în situații inversate? Având în vedere mila nemărginită a lui Dumnezeu, să arătăm la fel și noi milă față de alții iertându-i. Iertarea sinceră este un aspect important al desăvârșirii creștine. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.